Așa, da, dragilor, pornim la clasa 11-a. Despre derivate, da? Zi-mi, te rog, ieșiți-o câteva? Să se arate că funcția f definită pe d valori în r. Să se arate? Că funcția f definită pe d cu valori în r. Că f definită pe d cu valori în r. Având exprimarea f. Punctul a. F de x egal cu 4x la a treia plus 1. Și în punctul x0 egal cu minus 1. Așa? În punctul x0 egal cu 1. Să studiem existența derivate aici, da? Da. În punctul acesta. Păi ca să fie derivabil, trebuie să dea număr real. Deci, cine se dea? Cine se dea? Limita. Facem limita cu un x, pentru x tinde de la minus 1. Da, x-ul minus 1. Așa. Da. Limita, facem f derivat în punctul minus 1. Deci, avem că f derivat în punctul minus 1, e derivata într-un punct, este egală cu... Limita pentru x tind de la minus 1. Egal cu limita pentru x tind de la minus 1 din... Din f de x minus f de x0 supra x minus x0. Supra x minus... Dar tind vorba de minus 1 și da, nu tind. F de minus 1. Minus 1 supra x plus 1. Și egal cu limita. Limita pentru x tind de la minus 1. Din 4x la a treia plus 1. 4x la a treia plus 1. Minus. Minus 3 o să dea. Pentru că 4 ori minus 1 la 3 va fi minus 4 plus 1, minus 3. Deci minus, în paranteză, minus 3, da? Deci asta îmi aici. Am păi, așa este. Minus f de minus 1 și f de minus 1 este... Da, deci asta, gata, aia aici am greșit, știu. Deci egal mai departe cu... Egal hai să duce până la capăt. Da, da. Limită pentru x tind de la minus 1 din 4 pentru x... Cât face x la a treia? X la a treia plus... 4, nu? 4. 4. 4x la a treia plus 4. Așa se zice în 4. 4 pe lângă x la a treia plus 1. Da. Supra x plus 1. Și egal cu? Pe x la a treia plus 1 să scriem ca x plus 1. Zgoatem cumva ca să simplifice, pentru că ar da 0 acolo. Da. Sigur că da, acolo, când te-ar face 0, 0 pe 0. Totdeauna faci 0 pe 0. Ce ne trebuie aici? Ce formulă? A la treia plus B la treia. Cine este egal la a treia plus b la a treia? A plus b pe lângă a pătrat plus a plus b. A plus b, sigur că da, pe lângă a pătrat. Plus ab. Minus ab. A. Plus b pătrat. Și dacă vrei să te convingi că e bine, ai decât să mulțești. Vezi că așa este. Deci la a treia plus b la a treia, asta e formula. A la a patra plus b la a patra, n-are de spune. E egal cu semnul de întrebare, dar A la 5 plus B la 5 are și egal cu cine? A plus B. A plus B. Pe totul pe lângă. A la A 4. Da. Minus 3. Minus? Nu. Minus A la 3 A B. B. A 3 A B. Plus A la 2 B la 2. Da. Minus. Minus A B la 3 A. Da. Plus B la 4. Asta, da? Da. Deci alternează semnul. A o descrește și B o crește. Da. Și în sfârșit, A la 6 plus B la 6 nu are descompunere. Dar A la 7 plus B la 7 are descompunere. Și te rog să ne spui. A plus B. A plus B pe lângă A la 6 minus A la 5 a B plus A la 4 B la 2, minus A la 3 B la 3 plus A la 2 B la 4 minus A B la A 5 da. Plus B la 6. B la 6. Și iată că am
Acum avem posibilitatea să continuăm sus, egal mai departe cu limită. Limită pentru x din de la minus 1 din x plus 1. Așa, 4 pe lângă. 4 pe lângă x plus 1. Da, pe lângă. Pe lângă x pătrat, da. Minus x plus 1. Corect. Totul supra x plus 1. X plus 1 cu x plus 1. Va fi 4 pe lângă minus 1 la pătrat. Minus minus 1 plus 1. Și egal cu 4 pe lângă? 1. 4 ori 3. 4 ori 3. Și dă 12. 12. Aparține lui E, atunci F este derivabil. Da? Deci este, trebuie să fie un număr finit. Da. Ca să vezi valoarea în punctul respectiv, derivata în punctul respectiv. Okay, punctul B. Ai B. Da, C-ul, de fapt, A-ul făcut mie și ăsta era B-ul. Da, deci C-ul. Să vedem. Da. F de x? F de x egal cu 1 supra x plus 3. 1 supra x plus 3, da, la viitor, da? Da, și x0 egal cu 0. Și x0 egal cu 0. F derivat de 0 este limită pentru x de la 0. Deci, f derivat x în punctul 0 egal cu limită pentru x de la 0. Din f de x minus f de 0 minus nu, supra x. Supra x. Și egal mai departe cu limita. Egal cu limita pentru x de la infinit la 0, pardon. Din f de 0 va fi 1 pe 3 și va fi 1 supra x plus 3 plus 2 pe 3 tot supra x. Aducem la același lucru. 1 supra x plus 3 plus 1 pe 3 totul supra x. Și egal cu limita. Limita pentru x din de la 0. Da, din. Punctul nu. Aici cu 3 și aici cu x plus 3. 6 plus x că va fi 3 plus x plus 3. 6 plus x supra 3 pentru x plus 3. Dar aici este plus sau minus în formulă? Da, era plus. Perfect, minus. Atunci va fi 3, va fi minus x. Deci face minus x supra 3 pe lângă x plus 3. Totul supra x și egal cu limită pentru x din de la 0 din. Minus x supra 3 pe lângă x plus 3, nu? Da. Ori 1 pe x. X cu x simplifică. Da. Și acum trocăm pe x cu 0 și face? Și va fi 1 pe 9. Nu, minus 1 pe 9. Minus 1 pe 9. Asta e și valoarea. Altă există. F de x egal cu radical din x plus 1. D. F de x egal cu? Radical din x plus 1. E sub radical plus 1? Da. Și a, x0 este egal cu 1. F derivat în punctul 1. Egal cu limită pentru x de la 1 din f de x minus f de 1. Supra x minus 1. Și egal cu radical din... Supra x minus 1, da? Și egal cu radical din x plus 1 minus radical din pentru x tind de la 1 din radical din x plus 1 minus radical din 2 și 1 e sub radical. Da, așa, așa, da? Minus radical din 2. Corect. Supra x minus 1. X minus 1, da. Și egal cu? Limită pentru x tind de la 1. Aplicăm conjugată pentru ambele? Din. Da. Ia continuă tu la tablă. Conjugată, sigur că da. Numai pentru numărător.
X-1 plus X-1. Așa. Și va fi 1 supra 2 radical din 2. Da. Adică, dacă raționalizăm, va fi radical din 2. 2 supra 4, nu? 4. Și asta avem. Da. Radical 2, 4. Simplu, da? Da, am zis și eu. Da, altceva dacă... Hai să unul singur. Hai să vedem. F de x egal cu sinus de x cu x0 egal cu pi pe 3. Cu x0 egal cu pi supra 3. Și atunci zicem f derivat pi pe 3 adică sin de x minus sin de x pe 3. Corect. La x minus pi pe 3, da? Da. Ce calcul limită? X sin de la pi pe 3. Din. Facem limită fundamentală? Da, da. Ca să fac limită fundamentală, îmi trebuie apare sinus de, visez, sin de x minus pi pe 3, totul supra x minus pi pe 3. Când x-ul tinde la pi pe 3, vine pi pe 3 minus pi pe 3, îți facă 0. Deci, am un pic de lucru aici. De unde proveni necazul, știi? De la trigonometrie. Ah, da. De la lipsa trigonometrie. Da, păi era ceva la simplu. Da? Deci, aici trebuie să vedem cum facem. Să punem trigonometria asta, uitați la punct. Deși e pusă, dar tu nu ai timp să te uiți pe formulele, pe lecții la început. Deci dacă te duci pe lecții la început, prin lecțiile 20, 21, 22, nu știu, pe acolo, primele lecții, găsești trigonometria făcută, toate formulele demonstrate. Dar trebuie să o faci. Uite, ne avem greutăți. Nu știu cum se transformă diferența la două sinusuri. De aceea, o iau încă din nou. Uite, sinus de alfa plus beta e egal cu cine? Sin alfa cos beta. Așa. Sin beta cos alfa. Așa, deci de aceea sin de primul cos de alfa, da? Plus, că se respectă semnul. Da. Plus cos de primul, sin de al doilea. Sin de beta. Sinus de alfa minus beta este egal cu sin de primul cos de al doilea minus cos de primul sin de al doilea. Acum, dacă le scădem, că noi avem nevoie să le scădem, vezi? Da. Deci e minus. Deci vine că sinus de alfa plus beta minus sinus de alfa minus beta egal cu fiind minus înseamnă că ce se întâmplă? Ăsta primul va fi cu minus da. Și al doilea cu plus. Aceștia, unul vrea așa și unul așa se reduc, o să rămân numai aștia de pe locul 2. Deci face 2 de alfa, cos de alfa, sin de beta. Da. Atenție, când am mulțit cu minus 1, ăsta devine minus și aici devine plus. Da. Și face 2 cos alfa sin beta. Cu asta este egal cine? Sinus de alfa
Așa. Și notăm acum. Alfa plus beta. Alfa plus beta egal cu A mic. Și alfa minus beta egal cu un B mic. Și acum încă ceva. Hai să mai mergem ca să fie numai în A și B. Da. Le adunăm pe ăsta două și vine 2 alfa egal cu A plus B. De acord? Da. De unde alfa va fi A plus B pe 2. Și descădem pe ăsta ca să prindem pe beta. Și vine încă 2 beta egal cu A minus B. Adică beta egal cu A minus B supra 2. Și apare sinus de alfa plus beta, adică sin de A. Nu așa vine? Sinus de A minus sinus de B. Sin de A minus sin de B. Egal cu 2. Cosinus de A plus B pe 2. 2 cosinus de alfa, adică A plus B supra 2. Ori sinus de A minus B pe 2. Echivalentul. Aranjăm într-o altă formă. De sin de A minus sin de B, să rețin și noi. Sinus de A minus sin de B este egal cu 2. Pun sinusul pe locul 3. 2 sinus de A minus B pe 2 ori cosinus de A plus B pe 2. Iată formula pe care am descoperit-o. Că diferența a două sinusuri se transformă în produs de sin și cos. Pe locul întâi vine sinus de A minus B pe 2, cos de A plus B pe 2, iar dacă ar fi sumă, deci dacă ar fi avut sin de A plus sin de B, adică dacă le-am fi adunat cu astea două, ar fi, s-ar fi dus ăsta de pe locul 2, ar fi fost 2 sin cos, da? Deci va veni 2 sinus, tot așa va veni, 2 sinus de A plus B pe 2 va fi, ori cosinus de A minus B pe 2. Ce ne vreau să spun? Că sumă de sinusuri, sumă de sinusuri sau diferență de sinusuri, e sumă de sinusuri sau diferență de sinusuri, transformă în produs de sin și cos. Produs de sin și cos. La sinusuri e semisumă. La sinusuri e semidiferență. Adică dacă aici e cu plus, aș respectă cu plus, dincolo va fi minus. Dacă aici e cu minus, respectă minusul. Deci la sinus se respectă sinusul. Iar cosinusul va avea după nevoie, complementare situație. Așadar, dacă noi știam chestia asta, continuăm repede. Egal cu 2 sinus de. Locul 1 minus locul 2. X minus pi pe 3. X minus pi pe 3 supra 2. Ori cosinus de. X plus pi pe 3. X plus pi pe 3 supra 2. Da? X minus pi pe 3 supra 2, cos de X plus pi pe 3 supra 2. Și totul supra X minus pi pe 3. X minus pi supra 3. Da? Da. E bine, cât e argumentul sinusului acesta? Sinusul, argumentul X minus pi pe 3 pe 2. Am X minus pi pe 3. Și am baftă că X-ul tinde la pi pe 3. Atunci dacă X-ul tinde la pi pe 3, face argumentul 0. Și odată construiesc aici argumentul 0. X minus pe 3, totul pe 2. Da? Ori 2. Adică am mulțit și am împărțit cu 2. Am împărțit și am mulțit. Și acum sinusul așa este fericit și face 1. 2 cu 2 ăsta se simplifică. Da? Și acum înlocuiesc în ce mi-a rămas pe X cu pe 3. Și vine... Nu mai pun limită, că locuiesc. Dacă locuiesc, am trecut la limită. Da. Pi pe 3 plus pi pe 3, totul pe 2, și egal mai departe, supra nimic. Da. Și egal cu cosinus de 2 pi pe 3, da? Da. Supra 2. 2 cu 2 simplifică. Și pare cos doar de pi pe 3. Adică cos de 60 de grade.
cosinus de 60 de grade, cât sinusul de la 30 de grade. 1 pe 2. Deci egal cu 1 pe 1 supra 2. Și cu asta am aflat valoarea limitei respective. Te-a sancționat lipsa formulelor, lipsa trigonometriei. Trebuie să te apuci tu întâi, deci să știi că e făcută lecția. Le spune tuturor prietenilor noștri, când eram atunci pe spatele gradului acela, într-o ședință, am făcut, mi-am amintesc, două ori, am făcut toată trigonometria. Da, dacă e făcută, nu mai trebuie să te duci. Acum am făcut o chestie la toți cei care, cu care, la clasă liceală, care am impus să vadă toate lecțiile din pe săptămâna respectivă. Pentru că ideea asta de a nu mă uita, mă las pe ca o meditație clasică, nu mai stau de vorbă. De ce? Pentru că nici nu știi ce mare avantaj e când se reiei lecția din nou. Ai luat-o vreodată? Nu ai luat-o niciodată. Este spectaculos, pentru că toată explicația, tot ce fac eu așa, aici îți mai fuge mintea în altă parte, cum se întâmplă și în clasă, nu ești conectat tot complet. Iar aici toată discuția, toată vorba mea este în film. Și reluând-o, retrăiești toată povestea asta. Și o satisfacție, ca să vezi cum a reacționat și nu știu ce, și nu știu cum. Da? Deci neapărat facem asta. Pe weekend, obligația este să revezi toate filmele. Și trebuie să vii ca în următoarea ședință să spui, când ne întâlnim lunea următoare, spui așa, la filmul cu tare. Am, de așa, am, o bucată am avut-o aici, n-am înțeles-o, dar am refăcut-o. Până acum, formulele acestea care nu știu la trigonometrie, le-am refăcut, le-am găsit în lecția aceea din urmă la filmul respectiv și le-am făcut toată trigonometria. Am învățat perfect formulele. Știu să le demonstrez. Și atunci, asta este discuția frumoasă, corect. Da? Să spun ții, să spun tuturor prietenilor noștri care vizionează, care urmăresc lecțiile. Așa, da. Ei n-au alte soluții decât să ducă pe filme de urmă să vadă. Că asta e varianta lor. Da, trebuie să fie și asta. Și acum să trecem la ce mi-ai propus, la... De fapt, aici ce a fost aici? Niște limite de făcut, trebuie să spun pe ce de-a. Adică a fost ca a face o derivată, exact cum spune elevul acela de clasa a șaptea, când era așa de văduț, a face o derivată, înseamnă o limită. Da. Da? Deci știi limite, te descurci. Da, te rog. Deci, spune simulare... Simulare la... era 2015. Simulare. Clasa A. 11. 2015. Eu aș vrea să enunț subiect de subiect. Da. Ca să... Și vă zic și cum am rezolvat și ce-am... Sigur că da, sigur că. Deci, la subiectul 1 exercițiu 1, determinați numărul real X pentru care numerele... Determinați X pentru care? 5. 5. 5. 2X plus 3 și 2X plus 7 sunt termeni consecutivi ai unei progresii aritmetice. Termeni consecutivi. În scurt, așa s-a scrie. O liniuță. Și două... Așa parcă, nu? Da. Sus și jos. Da. Asta e progresia aritmetică și progresia geometrică parcă cu două linii. Da. Nu, cu o linie și două puncte. Două puncte și sus și jos, da? Păi se întâmplă progresia aritmetică dacă cel de mijloc este media aritmetică a celor. Deci dacă și numai dacă, 2x plus 3 este egal cu 5 plus... 2x plus 7 pe 2. 2x plus 7, totul pe 2. Și de aici banalitatea. X egal cu 3. Deci rezultă X egal cu 3. Și terminat. 1 a fost, da? Da. 2. La 2 a fost arătați pentru oricare fi M. Deci oricare ar fi M. M. M, da. Graficul funcției F definit pe R cu valori de R. Cu F de X egal cu X pătrat. F de X egal cu X pătrat plus M minus 1 ori X
M minus 1, totul de mulțit cu X. Minus M. Intersectează OX. Deci, așa, graficul lui F intersectează OX, adică XX', da. Axa X-lor. Axa X-lor. Oricare ar fi, oricare ar fi M real, da? Ce-a vrut să spună? Aici n-am înțeles. Am văzut că s-a făcut delta acolo. În barem, am văzut că s-a făcut cu delta. Și dacă a dat mai mare, atunci intersectează OX, dar n-am înțeles. Păi ce înseamnă intersecția cu axa OX? Pe axa OX cine este 0? Y. Da? Y este 0. Da. Adică, indiferent de M, Y o să fie 0 tot timpul. Adică, indiferent ce M, totdeauna Y este 0. Da. Deci, intersectează axa OX, da? Fiind intersectează XX', echivalent asta, se poate spune, că ecuația atașată, adică e vorba de, adică y egal cu 0, nu? Și y cu 0 înseamnă f de x, înseamnă că x pătrat minus m minus 1 ori x minus m egal cu 0. X pătrat plus. X pătrat plus. Plus. E minus 1 ori x minus m. Da. Egal cu 0 are soluții. Există X, găsești rădăcini. Că acolo unde taie axa... A, dacă e ridicat 0, atunci X nu are cum să fie. Păi asta a vrut să traducă autorul. Să-ți arate că indiferent de M, indiferent de M, ecuația asta are rădăcini reale. Nu? Uite, X pătrat minus 5X plus 6 egal cu 0, are rădăcini. Da. Găsim X1 egal cu 2, și X2 egal cu 3. Deci acolo taie axa, graficul taie axa X-ul, la 2 și la 3. Am mai făcut noi cu graficul ăsta. Da. Dar dacă ți-aș fi dat x pătrat plus x plus 1, egal cu 0, nu taie axa X-ul. Pentru că nu are rădăcini reale. Delta e negativ. Da. Și acum s-a redus la discuția. Când ai rădăcini reale? Da. Când delta este pozitiv tot timpul. M-am gândit la y egal cu 0, dar nu mi-am venit în minte cum să arăt y. Păi, pe axa X-ilor, faptul că graficul taie axa X-ilor, înseamnă că în clipa în care o tăiat, pe axa X-ului, Y este 0. Da. Și acele sunt rădăcinile, de fapt. Și răstălmăcit este, ca și cum ar spune, tot timpul ecuația asta are rădăcini. Da. Deci asta are rădăcini reale, ecuația asta are rădăcini reale, oricare ar fi M reală. Dacă rezolvăm X1, 2, hai să ne amintim. X1, 2 egal cu minus B, plus sau minus radical din delta, supra 2. Totul supra 2A. Delta. Și există X1, X2 real, dacă și numai dacă, delta e mai mare decât 0, nu? Mai mare sau egal cu 0, hai să zicem. Și dacă e egal cu 0, se confundă rădăcinile. Da. Delta e egal cu B. Și atunci delta e egal cu cine? Cu? B pătrat minus 4. B pătrat minus 4 la C și egal cu E minus 1 la pătrat plus 4 și atât. Da? B pătrat minus 4 la C plus 4 M. În 4 ori A, ori C. 4 ori 1 ori M. Că C-ul e M. Da. C-ul e minus M și vine minus, minus, vine plus. Da? Și egal mai departe lucrăm. M pătrat. M pătrat, minus 2M. Plus 1, plus 4M. Plus 4M. Și egal cu M pătrat, plus 2M, plus 1. Plus 2M, plus e 1. E clar pozitiv. Egal mai departe cu M plus 1, totul la pătrat. Da. Că așa ar rămâne. Fiind totul la pătrat, e mai mare egal decât 0, indiferent ce M pui aici. Da. Deci delta mai mare egal decât 0. Terminat, e greșit-o. Bun, apoi. Exercițiul 3 spunea... Atenție! Dacă spunea să se arate că să se determine M, mai cort un pic de discuție aici, să se determine M așa încât graficul să nu taie axa X-ul. Să
sfânta Iaxa Ixnior înseamnă că nu trebuia să aibă rădăcini. Ecuația asta nu trebuie să aibă rădăcini, atunci delta negativ. Deci se poate forma și așa, să găsească el încât să nu aibă sfânta ei grafic cu axa Ixnior. Înseamnă că delta trebuie să fie mai mică ca 0. Și din delta mai mică ca 0, atunci faci semnul lui delta, vezi despre ce e vorba. Deci pot face fel de fel de formule. Da. Următorul exercițiu, am un simplu. Rezolvați-ne ecuația radical de 2 minus x egal cu 2x minus 1. Deci exact 3, da? Da. Rezolvați în R ecuația. Radical din 2 minus x egal cu 2x minus 1. 2x minus 1. Am ridicat la pătrat și am ajuns la ecuația de la 2, 4x² minus 3x minus 1 egal cu 0. Asta făcea știi tu cine. Așa. În trecut veneam, am uitat cum spune. Corectea lui Cosmin. A, Mădălin. Mădălin. Așa făcea Mădălin. Da, băi. Noi când vedeam o astfel de ecuație. Condiții de existență. Sigur că da, păi nu suntem pe gânduri. De-aia am ținut eu. Să ne apucăm și să facem treaba cu simți răspundere. Din radical de ordin par, radical de ordin par nu e execută, nu poate, nu se descurcă decât dacă și sub radical e număr pozitiv. Da. Deci condiția ar fi fost așa. I 2 minus x mai mare egal decât 0. 2 minus x mai mare egal decât 0. La care adăugăm valoarea radicalului de ordin par și ea număr pozitiv. Deci, ci în partea dreaptă, fiindcă e un singur radical egal cu... Da, și ăsta trebuie să fie pozitiv. Niciodată un radical nu îți dă, de ordin par, nu îți dă un număr negativ. Deci, cum radical din 2 minus x, radical din 2 minus x e mai mare egal decât 0, echivalent poate spune adăuga că 2x minus 1 egalul său e mai mare egal decât 0. Ăstea sunt cele două condiții. Din prima, x mai mic ca 2, mai mic egal decât 2. Așa este? Da. Și din a doua, x mai mare egal decât 1 pe 2. Din cele două, echivalent, ar spune, deci mai mare decât 1 pe 2 și mai mic decât 2. X aparține intervalului de la 1 pe 2 la 2. 2. X aparține intervalului de la 1 pe 2 până la 2. Deci aici ne situăm, aici lucrăm, la 1 pe 2, la 2. Deci x-ii care îi vom găsi de aici, numai pe cei din la 1 pe 2, la 2 acceptăm. Și acum ridicăm, ne apucăm de treabă. Și întrebare, dacă n-am pus condiția de existență, dar am eliminat valoarea negativă, mi-a dat și un x negativ și l-am eliminat. N-așa nicio treabă, nici jumătate din punctar nu stau. Deci eu, ca profesor corector, fără să-mi pui condițiile acestea, n-ai nicio relevanță faptul că ai dat valoarea negativă. Că poți dea să fie și o valoare pozitivă până în 1 pe 2. Și nu trebuie să o iei. Deci numai acelea între 1 pe 2 și 2 mă interesează. Dar ele nu ies decât din calculul ăsta. Da? Deci nu-i joacă. Dacă n-ai pus condiții și așa, și-ai ridicat, m-a la păstrat și găsim niște valori și-ai dat unul deoparte, nici jumătate de puncte ajunsă și lăsa aici. E prea banală chestia. Neînțelegând ce? Lucrurile importante, că radicalul de ordin par, 2, 4 sau 6, o și mai departe, că numai dacă are subradical număr pozitiv. E lege. Nu poți face asta. Și cum aici a fost un singur radical, valoarea radicalului, la rândul ei, tot un număr pozitiv. Astea două condiții impuse te conduc spre x-ul ca soluții de la 1 pe 2 la 2. Și acum începem. Ridicăm la pătrat. Da? Deci, adică m-am primit la pătrat. Și ajunge ecuația 4x pătrat minus 3x minus 1. 4x pătrat minus 3x minus 1 egal cu 0. Egal cu 0, ce e ce a reservat? Delta egal cu 25. X1, 2. X1, 2 egal cu minus 3. 3 plus minus 5. Minus 5 pe 8. 8. Și odată X1 egal cu 1. Și odată este minus 11 pe 4. 3 cu 5, 8. Pe 8 face 1. 1.
minus 2 egal cu? Minus 11 pe 4. Deci minus 11 pe 4, da? Hai, hai, te rog. Dar nu las dacă aveți treabă și... Mâine, da? Da? Să nu te rândeți așa, ca să nu te țină și pe ăsta. Da, nu-i problemă, da. Ok, ne-am o zi mână mâine, zice. Așa facem. Sănătate. Salut. 3 minus 5 face minus 2 pe 8. Minus 1 pe 4. Deci cele două valori sunt 1 și minus 1 pe 4. Și acum, care din ele se situează între 1 pe 2 și 2? 1. Deci, x1 egal cu 1 aparține de la 1 pe 2 la 2. Rezultă că x1 egal cu 1, soluție. Așa? Și cealaltă, x1 egal cu minus 1 pe 4, nu aparține intervalului de la 1 pe 2 la 2, rezultă că x2 a doua, care e minus 1 pe 4, nu este soluție. Asta, așa se termină și asta. Deci are o singură soluție, dar am motivat clar de ce am eliminat unul, că ea e negativă și nu o vreau. E pentru că nu sunt, nu e vorba, nu se află în intervalul de studiu. Da. Calculați probabilitatea ca alegându-l 1, 2, 3, 4. 4. Probabilitatea. Da. Ca alegând un număr din mulțimea 1, 2, 3, 4, 5. Acesta să verifice relația 5 la n minus 1. 5 la n minus 1. Mai mare decât n plus 1 factorial. Mai mare strict, nu? Da. Factorial. Deci alegând la întâmplare, un element de acolo să fie adevărat inegalitatea asta. Eu le-am luat toate și le-am verificat, mi-a dat doar două cazuri favorabile. Da, deci probabilitatea, probabilitatea evenimentul respectiv, dacă notăm că da. E evenimentul care se întâmplă chestia care spune cuvinte, trebuie să scrie asta, probabilitatea B. Deci notăm cu B evenimentul care să însemne ce? Luând la întâmplare una din valorile acestea, din cele cinci valori, să fie soluție a în ecuația acestea, atunci probabilitatea lui B, P de B, egal cu cazuri favorabile, favorabile la cazuri posibile. Supra caz posibile. E cam mai departe. Favorabile sunt două. Sunt două. Supra posibile 5, nu? 2, 4, 5. 2 pe 5 terminate X. Dar scrii ce înseamnă. Notăm cu B evenimentul care se însemne luând pe oricare din cele 5 valori, una dintre ele să fie soluții. Da. Da, după ce le vede și pe toate, da? Da, pe le-am verificat și bun, în bun. Barem scria, specifica și care sunt numerele favorabile. Și am scris. 5. Determinați numerele reale A și B, știind că în sistemul de coordonate X, Y, Y, punctul de intersecție a dreptelor X plus 2A plus 1 ori Y, X plus 2A plus 1 ori Y, minus 4 egal cu 0. Da. Și de resub ca sistem 3x plus by minus 8. By minus 8. Este m de coordonate a și minus 2. Scriu pe a egal cu 0 ecuația, da? Da. Este m de coordonate a și minus 2. Deci intersecția lor este m de coordonate a și minus 2. A și minus 2. Păi minus 2 înseamnă că este y-ul. Da. Înlocuim acolo și rezolvăm sistem. Dar cum se găsește intersecția două, cum se găsește intersecția două drepte? Deci dacă am așa, 2x plus 3y egal cu 7, sau minus 7 egal cu 7, minus x plus y egal cu 1,
Cum găsești punctul de intersecție a celor două drepte? Rezolvăm sistemul lor. Și atunci, mulțim pe asta cu 2. Cu 2 și echivalent cu 2 adunăm. Așa. 5 y egal cu 9, y egal cu 9 pe 5. Deci y egal cu 9 pe 5. Și respectiv, ca să-l găsesc pe x, x-ul va fi egal cu 1, nu, cu y minus 1. Minus 4 pe 5. Y minus 1 egal cu 9 pe 5 minus 1. X-ul va fi 4 pe 5. 4 pe 5. Deci punctul de intersecție, acest, hai să zicem, B, de coordonate 9 pe 5 și 4 pe 5, se află pe amândouă dreptele. Da. Și pe unul și pe cealaltă. Ori, tu ar trebui fi fost, ar fost cazul să spui că e mă și pe primul și pe al doilea. Dacă spui numai pe una din ele, nu-i corect. Păi nu, dar am locuit în amândouă. În amândouă. Da. Bun. Deci ar fi fost aici. Așa, deci în loc de A, în loc de X punem A. Și ar fi A plus 2A plus 1. Minus 4A minus 2. 2A plus 1 ori plus minus 2, 2, 2, nu așa? Cu minus 2 4. Minus 4 egal 0. Da, și 3A minus 2B minus 8. 3A minus 2B, da? Minus 8, 8 egal cu 0. Da, echivalent cu... A minus 4, A minus 6. Minus 3, A minus 6, egal cu 0. Minus 3, A, da? Am și redus. Da. Minus 3, A. Minus 6. Minus 4, minus 2, egal cu 6. Da. Și vine A egal cu minus 2, da? Egal cu minus 2. Și B va fi minus 7. Și 3, minus 2B egal cu... Sau 2B egal cu... 3A... 3 ori minus 2 minus 6. Minus 6 minus 8 minus 14, da. Nu? Minus 14. Era minus, minus 2B egal cu minus 14. 2B era... l-am dus în partea asta. 2B da. Egal cu 3A minus 8. Da. Din B egal cu minus 7. Minus 7. E bine așa, da? Uh-huh. Și? Ce-o la punctul 1, da? Era 5. Am înțeles. Acum mai e ceva aici? Mai, da, mai este ultimul, 6. Să vedem și pe 6. Arătați că sinus de 2x supra 1 plus cosinus de 2x egal cu tangent de x. Deci se devine o formulă, o identitate. Da. Deci arătăm că sinus de... Aici este a 5 la parte. 6. A 6. 5 a fost. Sin de 2x supra 1 plus cos de 2x. Totul supra. Da. 1 plus cos de 2x. Egal cu tangent de x. Egal cu tangent de x. Și? N-ai făcut nimeni exprițare niciun gest, așa e? Gest. Pentru oricare fie x aparține identitate. Sigur, identitate trebuie dovedită identitatea asta. Dar părea simplu, adică era formula de la sin de 2x. Da. Apoi, 1 plus cos între 2x era 2 cos pătrat de x. Și înlocuiam și simplificau. Și rămânea sin pe x supra cos de x. Care este tangent? Sin supra cos de tangent. Asta rămâne văzut. Reparem. Reparem. Păi, am scos și la cine am știut, am scos. Păi, la... Da. La asta. Dar n-ai justificare. De ce așa? Păi nu, doar atât scria. Sinus de 2x egal cu 2 sin x cos x, pentru că așa era formula. Apoi 1 plus cosinus de 2x egal cu 2 cos pătrat de x. Da. Și înlocuind în formula acolo, la sinus de 2x înlocuim cu 2 sin x cos x. Da, da. Tu, ca inițiativă, în afară de... Ideea de că îi copia de barem, nu mă încălzește, doamne. Deloc mă încălzește, pentru că mă întreb așa, ce-ai făcut tu la fața identității acestea banale? Întrebai, nu știam formule și nu făceam nimic, nu? Răspunsul. Hai să plecăm de formula sin de...
Sinus de x plus y. Sin de x, x plus y. Adineau ne-a fost. Sin x cos y. Plus cos y. Sin y. Să locuim pe y cu x. Deci y egal cu x și atunci devine identitate. Echivalent cu? Sin de 2x. Sin de 2x egal cu? Sin x cos x. Cos x. Cos x sin x. Adică 2 sin x cos x. 2 sin x cos x. Dacă cumva nu ți-am aminteai formula, o știi pe asta. Știi procedeul, că locuim pe y cu x. Da. Iată răspunsul. Să vedem și altul. 1 plus cos de 2x. Egal cu. Păi facem cos de x plus y, tot așa în locul. Așa, să încercăm. Deci plecăm la cos de x plus y. Egal cu. Sin x cos y. Nu mai este așa. Cos cos. Cos cos minus. Cos cos minus sin sin. Sigur că o parte din formule, nu trebuie să ții minte niciuna, că acolo când am demonstrat formule, am plecat de la zero. Nici o formulă, toate curg. Da? Inclusiv și astea curg. Da? Plecăm de aici, cos x, cos y. Și tocmai pe dos, tocmai invers. Minus sin x, sin y. Și acum? Înlocuim x egal cu y. Da? Pe y. Pe y egal cu x, da? Da. Și avem cos de 2x. Egal cu... cos... cos de x ori cos de x, adică cos pătrat de x. Minus sin pătrat de x. Minus sin pătrat de x. Și noi avem 1 plus cos de 2x, nu? Da. Atunci, 1 plus cos de 2x. Egal cu? 1 plus cos pătrat. În formula fundamentală, în loc de 1 putem zice cos pătrat plus sin pătrat. Da. Zicem, cos pătrat de x plus sin pătrat de x. Plus cos pătrat de x, minus sin pătrat de x. Cos pătrat de x, minus sin pătrat de x. Minus sin pătrat de x plus sin pătrat de x. Da. Și avem 2 cos pătrat de x. 2 cos pătrat de x. Da. Așadar, 1 plus cos de 2 face 2 cos pătrat de x. Și plecăm de membru strâng. Și atunci o să zicem că sin de 2x. Supra 1 plus cos de 2x. Egal cu 2 sin x cos de x. 2 cos pătrat. 2 cos pătrat de x. Egal cu 2 cu 2 sin de x cu cos cu pătratul. Și faci sin de x cu cos de x, așa tangentă de x. Termată y și ziua. Iată așa facem. Trigonometria, dacă înveți așa cum o găsești acolo, o să-ți fie de foarte mare folos. Când ai uitat o formulă, nu intri în panică. Ce mă fac? Nu mi-am amintesc. Ușor, să te duci. Ai trigonometria toate cu tine. Dar nu o facem. Că este făcută. Dar ce mă, adică repetăm de două ori. Punem filme de două ori cu acest conținut? N-are niciun rost. Le găsești făcute. Ai vrut să faci până acum, dar... Le poți face singură. Așa cum l-ai văzut aici, l-am făcut acolo. Știi câte lecții sunt acum? 880 sunt până în seara asta. 880 de lecții făcute, puse. Nu știu câte lecții este, dar oricum este în baza de jos acolo, când la început am aflat. Ultima lecție am făcut-o cu Raul. Îți mai amintești că Raul de la Bitrița deseori suna seara. Ah, da. Așa. Și eram prin București și Raul m-a zis, am o problemă. Eu vreau să mă ajutați. E în clasa... Tot am spus și da. Deci e ceva cu... un sistem și am uitat de anul trecut cu exponențiale. Cu... Așa că i-am făcut o... în parcare am tras pe dreapta undeva și am pus...
aveam calculator la mine, camera într-o mână, și am filmat și pe o hârtiuță și am scris că am făcut aici. Vezi? Filmul acela foarte, foarte tare este. Deci, indiferent de urmă prinde timpul, și sunt sunat, răspund cum o drag. Așadar, mergem mai departe. Doi romani, parcă, cred. Da, doi. Așa. Și aici unul. Se consideră determinantul de x, y. Fie de x, y. Așa. Egal cu pe coloană 1, 1, 1. 1, 1, 1. X, y, 1 pe 2. X, y, 1 pe 2. 1 pe x, 1 pe y, 2. Egal. Unde x și y aparțin lui R stelat. X. Y aparțin lui R stelat. Adică nu sunt 0, da? Da. L-am făcut. Arătați că D de 2 și 1 pe 2 egal cu 0. Deci, prima întrebare. Aici am mic. D de 2 și 1 pe 2 egal cu 0. B. Arătați că D de x și y. D de x și y. Egal cu minus 1 supra 2xy. Da. Pe lângă 2x minus 1. Pe lângă 2y minus 1. Pe lângă x minus y. Oricare ar fi, x aparține lui R stelat. Așa. Și aici ce greutăți ai avut tu? Nu am notat. Nu ți-a ieșit. Am încercat, acolo minus 1 supra i, 2x e egal cu jos tot. 1 supra? 2xy. Xy era jos. 1 supra 2xy, așa, da? Da. 1 supra 2xy, pentru 2x minus 1, pentru 2y minus 1, pentru x minus y, da? Da. Păi eu ce aș fi făcut? Aș fi încercat să fac zerouri. Deci linia întâi o iau de lucru și fac zerouri în jos. Și atunci aș fi avut egal cu x, 1, 1, x, 1 pe x. Aici fac 0, y, minus x, așa, nu? Cum mulțim cu minus 1 și acum în jos. Y minus X și, respectiv, 1 pe Y minus 1 pe X. Și apoi 0. În sfârșit, 1 pe 2 minus X și, respectiv, 1 pe 2 minus Y. Egal mai departe cu. Tai linia și coloana. Egal cu 1, care e numărul pe care tai. Ori minus 1 la plus 1. 1 plus 1. Și ori minorul. Y minus X. Y minus X. 1 supra Y. Hai să aduc aceeași metodă. X minus Y. X minus Y. Supra XY. Da. Corect, da? Da. 1 minus 2X. 1 minus 2X. Supra 2. Și respectiv 1 minus 2y supra 2. Și egal, e un determinant de ordin 2. Și face asta minus asta, nu? Da. Și va face cât? Y minus x pe lângă 1 minus 2y pe 2. Pe lângă 1 minus 2y pe 2. Minus. Minus. X minus Y supra XY. X minus Y supra X ori Y. X ori Y. Pe lângă. 1 minus 2X pe 2. 1 minus 2X. Totul pe 2. Și egal mai departe cu. Eu am nevoie să păstrez X minus Y, văd aici. Da. X minus Y. X minus Y am aici, dar aici am Y minus X. Am să mulțesc cu minus
să scot un minus în factor și îl pun aici. Deci vine minus pe lângă x minus y pe lângă. Văd că am 1 minus 2y. Și aici este 2y minus 1. Asta mă face să scot încă un minus sau minusul ăsta îl bag aici în față, în interior. Deci, încă o dată, fiindcă am 2y minus 1, trebuie să schimb semnul. Da. Și atunci schimbă și cu minusul ăsta, se face plus. Sau minusul ăsta îl bag înăuntru și face 2y. Minus 1 pe 2. Minus. X minus y că l-a las. Supra x, y. Am nevoie de x minus y. Da. Și fiindcă aici e 2x minus 1, minusul de aici îl bag aici în față. Și vine 2x minus 1. Minus 1 pe 2. Și egal cu. Ce observăm? Dar aici minusul ăsta nu cred că mai este. Că ce am zis noi? Am zis că am scos o dată și l-am băgat în interior și nu mai este acolo. Deci vine x minus y și băgat aici 2y minus x, deci nu mai este. Și acum scoatem pe x minus y în factor comun. Da. Da? X minus y chiar pe 2. În factor. Da. Deci egal cu x minus y pe 2. Pe lângă. Din primul mi-a dat 2y minus 1 plus din al doilea termen ce îmi dă? Plus 2x minus 1 supra xy pe 2. Până acum am pe x minus y și un 2, da? Ce trebuie să fac? Trebuie să aduc la aceeași numitoare. N-am alte soluții. Deci egal mai departe cu x minus y supra 2, pe lângă. 2xy pătrat minus xy plus 2x minus 1 supra xy Și egal cu. Egal continui. X minus Y supra 2XY. Deci 2 ăsta și XY de aici. Pe lângă. Din ăștia 2. Scot XY. Scot pe XY, da? Da. Și vine ca să rămână 2x minus un y l-aș putea scoate, dar și x, nu se vrea să rămână 2x minus 1 comun. E o greșeală? Hai să mai vedem o dată. Desigur, așa e 1, 1, da. X, y, 1 pe 2, 1 pe x, 1 pe y și 2, da? Și atunci am zis 1x, 1 pe x, 0, y minus x și 1 pe y minus 1 pe x. Jos este 0, 1 pe 2 minus x și 2, nu 1 pe 2, vedeți ce greșit. Sau 1 pe 2 era aici, tot 1 pe 2. Nu, era 2. 2? Da. Aha. Păi 2 trebuia să scriu și noi aici. 2 minus 1 pe x. Da. Da, am revenit. E bine, da? Da. 2 minus 1 pe x. Și acum, întâi ne-aș y minus x, x minus y supra xy, 1 minus 2x pe 2 și 2x minus 1 pe x. 2x minus 1 supra x. Așa e corect. 2x minus 1 supra x. Și, ca să meargă și mai ușor, uite, cum trebuie făcut. Nu așa de una ce minus cealaltă. Abia acum îmi dau seama că vezi mult mai simplu. După ce am avut mișcarea asta, vezi că aici este y minus x și aici este x minus y. Da. Și atunci scoatem un minus și să știi că la un determinant
Se poate scoate pe linii sau pe coloane, dacă există factor comun. Da. Și atunci, iată, eu am să scot acum. Pe prima linie îl scot pe x minus y. Deci egal cu x minus y, pe lângă determinatul. Îmi rămâne minus 1 aici. Da. De ce rămâne minus 1? Pe y minus x. Deci minus 1. Din cealaltă rămâne 1 supra xy. Jos îmi rămâne, scot pe 2x minus 1 în factor. Deci pun un 2x minus 1 în factor. 2x minus 1. Da? Și rămâne minus 1. Minus 1 pe 2. Minus 1 pe 2. Și respectiv 1 pe x. Da? Și egal mai departe cu, zic, egal cu 2x minus 1 pe lângă x minus y înmulțit cu, să vedem, diagonala principală minus cea secundară. Adică cine este? Minus 1 pe x minus, minus cu minus face plus, plus 1 pe 2, 1 supra 2, x, y. Și egal cu 2x minus 1, pe lângă x minus y, pe lângă, a după aceeași numitoare, și am plătit pe prima cu cât? Cu 2y. 2y. Minus 2y plus 1. Minus 2y plus 1, totul supra 2xy. 2xy. Și egal cu 2x minus 1, x minus y mai ieșit, 2xy. Aici am o problemă, 1 minus 2y. Și aici văd că e 2y minus 1. Am o greșeală mică aici. Ia să vedem de unde este. Deci diagonala principală minus cea secundară. Deci vine minus 1 pe x plus 1 supra 2xy. Am avut un minus în față acolo, era bine minusul acela. Hai să mai vedem o dată. Deci y minus x, 1 pe y minus 1 pe x. 1 pe y minus 1 pe x, mulțumesc. Apoi 0 și 1 pe 2 minus x. 2 minus 1 pe x. Și am copiat y minus x, x minus y supra x, y. Deci am după aceeași numitoare, da? Da. X minus y supra x, y. Și aici 1 minus 2x pe 2. Și aici este 2x minus 1 pe x. 2x minus 1 pe x. Și acum, aici, a zis y minus x și aici este x minus y și că am nevoie de x minus y, am scos un minus și a rămas minus 1 aici. Aici este 1 minus 2x și aici e 2x minus 1 și atunci am avut nevoie de un minus și l-am pus în față și a rămas 2x minus 1 pe 2 și aici, și aici mi-a rămas minus 1 pe 2. Corect. Și acum mai bine aici minus 1 pe x, diagonala principală, plus 1 supra 2, xy. Și amplificăm cu 2y aici, minus 2y plus 1 supra 2xy, mi-mi dă minus pe lângă. Poate așa a fost și acolo. Cât este d de xy egal cu? Minus 1 pe 2xy. Ah, păi minus, am zis, tot am pus minus. 1 supra 2xy
pe lângă x minus y, îl vedem, pe lângă 2x minus 1 și pe lângă 2y minus 1, că am scos minusul de aici, l-am pus în față, din difracție. Da, eu n-am fost atent, am spus aici 1 supra 2xy, dar, deci corect este minus 1 supra 2xy, până 2x minus 1, pentru că 2y minus 1, dacă x minus y. Și cu asta ieșitul este făcut. Să știi că putea să fi făcut așa, și acum fac d de 2 și minus 1 pe 2 aici, deci după ce l-am făcut așa, acum la punctul A m-aș reveni și d de 2 și 1 pe 2 este egal cu 1 minus 1 supra 2 ori 2 ori 1 pe 2 pe lângă 2 ori x ori 2 minus 1 pe lângă 2 ori 1 pe 2 minus 1 pe lângă 2 minus 1 pe 2. Dar 2 ori 2 face, 2 cu 2 simplific, 1 minus 1 fac 0 și ceva ori 0 egal cu 0. Produsul este 0 când, fără să mai dezvolt determinantul. Când punctul B se află așa. Da. Doar particularizezi și dau liberă seama. Este 10 fără. Da? Câte? 10? 10 fără. 10. 2 fără, 20. Ne putem opri dacă da. Vrei. Da? Vrei să ne oprim. Continuăm și mâine seară, nu? La chestia asta. Așadar, dragilor, ne oprim aici. La revedere!